Distinși consumatori de vlog Oieneștine, Neața din Cuibul Oieneștian, ăsta este oficial primul nostru vlog din Cuibul Oieneștian de când ne-am întors din Maldive. Și Noel atentează la Sășica, Sășica mănâncă și el vrea să pună mâna pe ea și lasă-o să mănânce. Când căței mănâncă, trebuie lăsați în pace, că nu știi cum reacționează. Ea e fată bună, dar nu știi cum reacționează. Așa, bravo. Așa, tu papa acolo. Oh, Doamne. Așa, Georgiana, ce faci acolo, mami? Scot niște datele de cafea. Am să fac o cafea. Noel, masa asta dispare. Doar noaptea e aici, dar uite, am uitat de dimineață să o duc la locul ei afară. Aoleu, tata. Întâi pericol public, stați să o iau de aici. Nu mai ai masă să te mai apropii de astea, accidentezi? Ce facem soția de dimineață? Facem o cafea. Asta e a doua dimineață în care facem asta, deci putem spune că este deja ritualul nostru. E a doua dimineață în care avem cafea împreună, pentru că eu beau aproape în fiecare zi cafea. A, da? Ok. E a doua dimineață în care avem cafea împreună. Cafea, pentru că eu fac o cafea foarte bună. Este 8:30, Noel s-a trezit astăzi la 7 și cât? 7:30, deci o oră excelentă. El s-a trezit la un 6:30, parcă, nu? Da. Și tot am coborât aici, am băut o cafea și am stat împreună. Da, pare că reuniunea frățiorilor a fost super ok, Sasha nu-l mai mărie, se înțeleg foarte bine. E o prietenie aici, încă nu-l acceptă să pună mâna pe ea și toate cele, pentru că nici el nu știe să pună mâna pe ea, genul smulge așa, dar nu mai fuge de el, după cum observați, deci deja știe că ăsta e viitorul ei. Așa, da. Altă idee, el asta face, se plimbă, va la Brad, îl iau, îl duc acolo, după aceea se duce la maică sa. O, oh, Doamne! Super! Dă pe afară? Da, o să dă pe afară. A, bogăție! Acum vine cafeaua, știi? Mă descurc. Uite, mami, e audiență. Bună! Bună! Da, tata! Cadre motănesc? Nu. No. Fai că fai asta. Am rezolvat. Am uitat cafeaua care o să ajută mult spumă. Peste. Na, e combinație. Fimea asta acolo pe perșuleț. Da, uite de frate, un pahar de spumă de lapte. Cam cât de tare e asta. Uitați-vă, deci, efectiv, caută cu disparare o accidentare. Bă, tăticule, bă, le-ai combinat, a? Am pus, da, cafeaua... Nu. Vreau să cred că a început să meargă, gen, de-a bușile și gen, merge peste tot și se fuțe și... Pa. Explorează. Ce s-a mult să fie când o să meargă în picioare? Haos faci. Haos o să faci, nu? Dezastru! Ia zi, tati, ți-e doar de Maldive, ți-e doar de nisip? Mar. Cum e acasă la loc pe parchet? Ție ți-a fost dor de noi, mă? Dar de unde? Are la bunici toate condițiile. Oh, mă trage de păr, de pe picioare. Ta! Deci nu vine să cred. Ce? Câtă spumă de lapte poate să facă laptele ăsta? Acest clip nu e sponsorizat, însă... Însă eu lucrez cu Alpro, pentru că e un brand pe care chiar îl folosesc, adică îmi plac produsele lor. Stai așa, mă, tată, mă, nu te mai amintirea de toate astea. Deci nu mă pot concentra pentru că... Băi, tăticule, băi, tată. Deci nu știu ce să facă el, că e în continuă mișcare. Bă. Asta o pun extra, o să pun deasupra, ca să avem... Doare, nu mai rezist aici, e haos. Haide pe perșulețul tău, pe covorașul tău. Stai așa, ajută-mă, ai și tu grijă de el, pisorioara cea mare. Ah! Uite, tata, pianul. Uite, mingea. Uite, jucării. Nu ai stai locului. Stai locului. Așa, tata, păzește-l. Mulțumesc, Sășica, ești o minune. Sășica face anul ăsta 7 ani, apropo. Da, că Sășica s-a născut în ziua în care eu cu Georgiana ne-am combinat. Hai puțin că trebuie să-l supraveghez pe acest individ care evident se duce la stări. Când sunăm la nenea ăla cu porțile?
Astăzi sunăm la nenea cu porțile ca să ne facă o dată gărdureță aici, să găsim o soluție, că nu se mai poate cu acest terorist. Stai și mă, pe peișulețul tău. Trebuie să... Hai aici, așa. Să-mi spui ce părere ai. Era mult mai bine în Maldive, mult mai liniște. Aici e haos. Coffee cheers. Tăiască. Hai înapoi. Om, câtă spumă te-a fugi în ea. E delicios. Și l-am învățat pe Marian să bea cafea fără zahăr. Pentru că raptele s-a de cocos este atât de bun, are gust de gen, ca și cum ai mânca Bounty. Și l-am păcălit să bea fără zahăr. Și pentru că știu că o să întrebați, deci ieri am pus niște story-uri pe Instagram cu cănile noastre de cafea și cred că am primit vreo 10 mesaje în care m-ați întrebat cum se numește aparatul de cafea. Le-am scris fetelor care m-au întrebat. Aparatul este Nespresso Latissima One, așa se numește aparatul. Dacă vă interesează, am zis să fie aici ca să, cum zice, să-mi preîntâmpin viitoarele comentarii. Ador, ador. Mm. O chestie despre Marian, nu știe să savoreze băutură. El, în momentul în care pune ceașca la gură, o dă shot, adică el din două guri a băut o cană de cafea. Nu știe să enjoy de moment, să stea și să savoreze o cafea, nu știu, într-o jumătate, mai ia o gură, mai face ceva, mai ia o gură, nu? El o pune la gură și gata. Mm. Să-ți mănânci dulciurile, că ai cumpărat tone de dulciuri. Da, mi-am luat ieri de la Băcănia, cum se numește? Băcănia... Băcănia Companion. Am luat niște cornulețe, încă nu știu cu ce sunt aceste cornulețe. Asta ce este? Păi sunt două prăjituri. Una cu mere. Una cu nu știu ce, dar mi-a plăcut cum arăta în poză. Nu știu să zic de cornulețele astea, nu m-au dat pe spate, dar păi cu migdalele astea au fost delicioase. Le-am luat din Taz. Aoleu, ăsta iar la Brad. Te duci și te ocupi de el tare frumos cât le arăt oamenilor. Deci nu are stare, nu are stare. Nu e normal. Uitați-vă și voi. Strângem bradul. Nu strângem niciun brad. Strângem copilul. Bradul rămâne. Noi îl pleacă. Așa, păi cu amigdale, doamnelor și domnilor. Foarte bune, foarte pufoase. Se cam dezasamblează, dar sunt delicioase. Vreau să testăm și astea, să vedem cum sunt. Mi-e plac formulele, sunt bune. Da? Uh-huh. Ah, minunat. Uitați-vă acolo ce show e. Ești corect să vezi cum e asta? Mhm. Uh-huh. Uite, ziua ce e prima linguriță. E ocupat atât că nu pot, iar eu băiatul. Te rog, servește-o, că i-am mâncat un cornuleț. Așa, ajută mult. Măi, e bună. Nu e la fel de bună pe cum aia de la Conacul Nobil sau cum se numea de la Antesta pe canalul de mâncare. Dar e bună, eu puțin de cum e ok. Cum e, ce e? Asta are blan de plic omigdale. A, da? E bună? Da. E ceva cu măr, cu gem, nu știu ce. E bună. Dar zi, micul dejun al campionilor. Toane de zahăr. Ce zicea Georgiana mai devreme, că? Dar am convins mai să nu mai bea cafea cu zahăr. Hehe, compensăm. Sunt ok. Nu sunt wow, sunt ok. Cineva a primit ananas, doamnelor și domnilor. Ia uitați-vă la el. Ce dat este în can... Ca în Maldive? Ia! Ia! Să pot pe mie. Îl dai mie? Îl dai mie? Poftim. Îl te-ai păsta? Te mă găsești așa decât ale mâini sulție. Că e obișnuit așa în Maldive, nu? Dar de ce nu mai mănânc aici? Ce, nu sunt bune? Nu-s la fel? Ia. E la fel de bun. Ia. Am luat un ananas foarte bun, copt. E la fel. Pe asta zic, ia. Noel, mama, bebe. Deci, știi ce face? A. Roade la salteluța asta. Ia, mama. Da, mă, el vrea să fie pe plajă, frate, nu mănânc ananas acasă, în București. Nu înțeleg, așa e dat-o. Cade motănesc? Dacă ananas nu, măcar cade motănesc, domnilor și domnilor. Ce v-am întâlnit eu? S-a făcut noapte între timp. Sau seara, mai bine zis.
Ia uite-l cum vine după mine. Hai la mine în brațe, mă. Hai la mine în brațe, mă, fiți atenți, a? A? Da. Da. Hai la mine în brațe. O, oh, Doamne! Cadru motănesc? Ha-ha! Cadru motănesc! O, oh, Doamne, mă. Da. Azi am avut o zi de aia lejeră. Ne-am ocupat de treabă. Am început ziua, ați văzut cum am început-o, după aia ne-am apucat de treabă, mail-uri, chestii, trestii, viitoare, campanii, ce veți mai vedea aici pe canale. Și între timp s-a făcut noapte. Notata, se face seară. Mamă, cât de rău de se ridică, frate, ce dexteritate a dezvoltat în a se ridica. Biarea mea. Mi-a plăcut un comentariu la un vlog. Vezi că... A, pe aici sau la pachet a venit un comentariu foarte amuzant, cum că voi ați venit cu alt copil după voi, ați plecat cu unul fără dinți și ați venit cu unul cu dinți. Fix așa e! Hai la tata, hai să ne jucăm ca băieții, hai vină-mi face, hai să cântăm la pian, hai! Hai la tata! Sasha! Ia-te, cum Sasha e? Cu mami. Are colo, niște jucării. Sunt niște jucării, le-am aruncat eu după canapea când ne jucam fotbal, le-am șutat. S-a părut pe Noel ce-a făcut? Ce-a făcut Noel? Cum adică ce-a făcut? Știi ce-a făcut? Nu mai știu ce-a făcut. A dărâmat felinarul ăla de două ori. A, da? Ăsta de la televizor, dar e lumina stinsă acolo? Da, și bradul. A, și bradul. Mă, tăticule, mă, nu mai... Ești pus pe teroare, pe toate cele. A început să merg, e haos, vă dați seama. Cum să meargă în două picioare, s-a terminat combinația, ascultați la mine. S-a terminat combinația. Hai, lăsa tata, hai. Hai. Uite, cadru motănesc direct, nici nu stă la discuții, ia uite-l. Doamne, dar ce bine e că stai. Ce? E. Cadru-te direct motăneală generală, ia uitați-l. Bravo, tată, dar lasă microfonul, tati, că iar se bușește sunetul și așa mi-e omoară sunetul pe toate filmările pe care le-am făcut și eu de pe insula aia. Sasha, adu jucărie, hai să ne jucăm. Se vede că Mariana a avut o pauză. Așa arată două ore petrecute cu Noel, care era în vină. Georgia a zis că e bolnav. Deci nu mai pot. Ai stat două ore a stat cu el. Eu am stat și am meditat sus niște chestii. Deci nu mai pot. Și ea e leșinată, deci zici că e la spital, uitați-vă. M-a alergat toată casa. Și asta e energie, încă e energie, uitați-vă la el. Baba! Și asta-i jucarea lui Sasha, hai tata, hai să jucăm și cu tine, păi nu. Stai, ce-ți vine, baba, iată, bă! De-mă drumul, bă! Nu, du-i teroriști ăștia doi. Du-i teroriști. Tot respectul părinților care au doi copii, trei copii, patru copii, tot respectul fraților. Cum reușiți? Dar cum reușiți? Noi avem un câine și un copil, suntem la limita puterii. Nu a stat o secundă, vă știți ce e o secundă? A scos toate jucările din căruțul ăla, le-am pus la loc împreună după aia, iar le-a scos. După aia s-a dus la felinar, a stopat felinarul de două ori pe jos, după aia a dat șapte ture de insulă. Acum vine la mine din nou, mami. Mami, acum este momentul meu, 5 minute. Dar cum cu tine, că ești prea scump, hai la mama ta. Ai când ai zis că a dat toare de insulă, s-a referit la insula aia, nu la insula din Maldive. Opa, opa! De fapt, ăsta e jocul, tu vrei să te ridici și să te arunci, da? Te duci la tati, ai văzut camera, gata, i-a trecut dorul de mami. Nu, cred că mai, de fapt, se uită la Sasha. Ia uite aici, atacul. Ce, tati? Vrei să te joci? Iubirea mea. Da. Așa arată viața noastră de când ne-am întors din Maldive. Este foarte interesantă. Distracție dimineața, distracție seara și muncă în timpul zilei. Distinși consumatori de vloguri, ne vedem mâine cu un nou vlog. Săptămâna asta cred că plecăm puțin, dăm o fugă până undeva prin țară. Trebuie să... Dacă aveți recomandări de locuri frumoase pe care credeți că merită să le vizităm și să le prezentăm în vlogurile noastre, scrieți-le în comentarii și lăsați link-uri.
mulțumim mult de tot pentru ajutor. Vă foarte pupăm, Crăciun fericit. Să și ca adu jucăria. Noel, ce faci tata acolo? Lasă-mă și pe mama să odihnească puțin, mă. Se ridice pe canapa ca să-și dea după aia drumul în fond, adică asta e faza. Știi cum s-a făcut, picior? Stai să-l ajut acolo la bădiuțul ăla, la picioruș, că s-a mototolit aici așa. Așa mă, tată, mă, iubirea mea. Ești un spectacol, ești un spectacol. Așa, tata, uite, așa, uite, așa. Da, Crăciun fericit, Noel fericit, să știi că fericită, Ionescă odihnită.